Ne aflăm în atelierul pictorului Gabriel Baban din Fălticeni, care începând de astăzi este recunoscut, investit de senior al artelor plastice bucovinene, pentru că titlul ăsta nu vizează vârsta, ci vizează opera, deci este un titlu conferit nobleței operei. Un pictor unic, despre care în dialogul pe care îl vom avea, voi mai vorbi, să văd cât de guraliv este domnul Baban singur. Domnul Baban, ați dumneavoastră rămas ca jos, că suntem... Suntem la mine și aici... Da, totul s-a respectat cu strictețe, suntem și la distanța normală. Da. Dumneavoastră erați considerat de către Grigore Ilisei, care v-a lucrat albumul și v-a ajutat să scoateți albumul ăsta de artă. Păcat că n-ați apelat și la Consiliul Județean Suceava să vă ajute. Grigore Ilisei spunea că în pictura dumneavoastră totul e viu, deși oameni nu sunt, ci numai produsul muncilor, și că simți că te privește cineva din pictura respectivă, lucru pe care eu îl admir cel mai teribil. Că sunteți un pictor unic, adică chiar dacă din stilul la care ați apelat, vă faceți o pictură absolut personală, un stil propriu. Știu că așa este și au spus-o mult, toți criticii de artă din țara asta. Aici, pe pereți, aveți o parte din lucrările care v-au rămas pe acasă, dincolo probabil că mai multe. Noi ne-am cunoscut în urmă cu 25 de ani și eu tot credeam, trăiam cu impresia că sunteți un om așa de vreo 50 de ani. Când am făcut noi cu Ion Irimescu, președintele jurului, cu dumneavoastră, cu Mircea Dăneasa și, dacă nu mă înșel, cu Vasile Angel Simeniu, care era al treilea, când am făcut prima ediție Ion Irimescu, finanțată numai din sponsorizări, că nu... Întâi trebuie să o faci, ca după aia să o poți trece în programe. Și mi-a făcut atunci o impresie extraordinară și ca om și ca artist. Și din cauza asta regret enorm că de-abia acum am ajuns cu o recunoaștere a Consiliului Județean Suceava, că de mai semnată de președinte Gheorghe. Eu doar sunt mesagerul. Există un juriu care v-a votat, dar toți ne-am turnat cenușul în cap, de-abia acum îl primeam pe Gabriel Baban și, mă rog, nu înseamnă mare lucru premiul de 2000 de lei în mână. Nu înseamnă mare lucru. Nici vorbă să... S-ar putea ca pe oricare tablou să luați mult mai mult înainte dacă îl scoateți la licitație pe învânzare. Dar... La nivel afectiv, înseamnă. Sigur că. V-aș ruga să povestiți, eu vă știu și biografie așa, dar v-aș ruga să povestiți dumneavoastră despre pictură, unde ați încadra-o. Eu am spus că eu văd vă trei stiluri aici în clase, și, dar trebuie să spuneți dumneavoastră că sunteți intențiile autorului. Da. O parte sunt subconștiente, dar o parte sunt intenții foarte clare. Și de asta aș ruga să vorbiți dumneavoastră despre pictura. Da, cu plăcere să încerc să punctez câteva lucruri. Formația mea de plastician e dobândită nu numai prin studiile Facultății de Arte Plastice, dar și prin puterea de a capta ceea ce am văzut la artiști consacrați de-a lungul vremii, treptat și nu deodată, pentru că în perioada cât am studiat eu, informațiile vizuale mai ales erau minime în Fălticeni, neavând unde să văd albume de artă, decât unul, două pe la biblioteca liceului și în rest foarte puțin. Doar când evadam am putut să văd lucrări autentice și să fiu oarecum influențat de
unul sau alții dintre cei pe care îi admiram. Facultatea mi-a prilejuit categoric un suport serios de pregătire, dar ceea ce privește stilul propriu de abordare a fost clădit treptat. Nu am căutat, n-am încercat să fiu epigonul nimănui, nici n-am vrut, nici nu era bine, ci mi-am simțind niște vibrații în fața naturii în general, am reușit să găsesc ceea ce oamenii văd trecând obișnuit, dar să caut și noutatea dintr-un subiect sau altul. Și în felul acesta, treptat, treptat, mi-am găsit și o tematică oarecum unitară, ceea ce nu-i un lucru formidabil, pentru că un artist trebuie să aibă o varietate mai mare de a-și alege subiectele sau preocupările, dar chiar dacă altă dată am făcut și lucruri din altă categorie tematică sau chiar stilistică, am rămas oarecum consecvent subiectelor inspirate de viața rurală sau urbană, nu numai rurală, chiar poate predomină în ultima perioadă, dar și aici am căutat și m-au fascinat pârleazurile, porțile, fântânile, șurile și casele, bineînțeles, împânzite prin zona Bucovinei în primul rând, dar nu numai, că am colindat și țara pe urmă și prin străinătate și am găsit dacă subiecte. Ai expresie, ai triumfului mânii da. Romane, nu? Da. Bine, mi-a revenit oarecum dintr-o tradiție plastică recunoscută, fărticeneană, recunoscută la nivel național. Nu mai știu, în afară de Muzeul Irmescu, dacă mai există Băcescu și ceilalți în... Dar sigur, Băieșu, nu putea Băieșu, să treacă da. Neobservat pentru mine, Aurel da. Băieșu, un pictor valoros și nu numai el, mai avut și alte exemple din... zonă, dar... Da, eu mă refeream la faptul că mereu Fălteceniu da. A avut câte un personaj în nata plastică, un personaj da. Exponențial. Da. Au fost până de curând maestru Irimescu și au trecut 20... Sigur, el de departe se detașează... Ați urmat dumneavoastră, că vă continui Călin, fiul dumneavoastră. Da, Călin, da, și el tot în domeniul picturii și-a făcut studiile. Și el e preocupat, dar și ca subiect și ca stilistică e mai variat din punctul de vedere și al expresivității și al și tinerețea lui și, mă rog, puterea de a se detașa de niște influențe care ar înfrâna evoluția l-a făcut să găsească modalități de expresie mult mai variate decât... Da, el a crescut într-un mediu în care arta plastică era la ea acasă. Și, dar să nu uităm omul sacrificiu. Cum se chema un primul meu roman, care era un polițier. Doamna, cum o cheamă? Viorica. Viorica, și-a dumneavoastră tot Viorica. Da. Am venit și în mama și nevastă, da? Tot e Viorica. Da. Și am văzut că la fiecare vernisaj nu uitați să vorbiți despre meritele doamne în împlinirea artistică și a dumneavoastră și a fiului dumneavoastră. Am văzut că ați avut foarte, foarte multe expoziții. Vreo 200 de participări la expoziții naționale și internaționale, 25 parcă de expoziții personale, participări în tabere de creație în țară și în străinătate,
Și, bineînțeles, și expoziții în locurile unde am participat ca la simpozioanele respective. Așa că activitatea, dar ce vreau să vă spun mai înainte, că activitatea mea de creație nu s-a limitat doar la pictură sau la grafică, ci și în arta monumentală. Am realizat, primul rând, la liceul Nicu Gane, unde am învățat mai întâi și după aceea m-am întors ca profesor și am funcționat acolo 17 ani, lucrări de artă parietală, artă monumentală, în tehnici diferite. Sau... tehnici diferite. În sgrafito, o tehnică foarte rar folosită pentru că necesită o viteză de lucru foarte mare și pe care eu am experimentat-o fără să am un prilejul să fiu instruit, deși am încercat cu foștii mei profesori să iau relații, nu am putut să-l contactez pe Nicolae Matiuș, care a făcut o lucrare frumoasă de, în Casa Studenților din Iași, dar acolo am văzut practic ce înseamnă sgrafito, care se face în straturi de tencuială suprapuse și care necesită de decapare într-o viteză foarte mare, după ce ai transpus desenul iarăși în viteză până nu se usucă. Și am lucrat în primul rând o lucrare intitulată Muzica în sala culturală a liceului, la cantina a liceului Nicu Gane, cu o suprafață de 13 metri pătrați și care mi-a reușit din punct de vedere, cel puțin din punct de vedere tehnic, dar și artistic, acolo, numai cu elemente de simbol, n-am mers cu personaje și după aceea, în sala de mesă a cantinei, am realizat o lucrare de 90 de metri pătrați, 45 de metri într-o parte și 45. Altă de data asta cu personaje, și deci figurativ și însă stilizate, care se pretau la arta monumentală, pe centre de interes, cu subiecte inspirate din lumea tineretului, de studiu sau de practică. Sau, și aici am colaborat, am avut un sprijin în talentul unui coleg și prieten, Dan Bartoș, care lucrează mai puțin și mai rar expune, dar care m-a sprijinit și m-a încurajat atunci. Și după aceea am mai făcut și mozaic și art doar în beton pe pereți de exterior, un calcan la liceul de art, la internatul liceului. Apoi am făcut un monument intitulat Monumentul Eroilor cu ocazia sărbătoririi orașului. O lucrare de 8 metri și jumătate cu trei elemente, trei obeliscuri unite și care se află și acum și eu reușită. Am realizat semnalele de intrare de la din Fălticeni, un alt monument tot al eroilor pentru un vârful câmpului, o localitate din județul Botoșani. Deci am fost preocupat și de lucrurile astea. Am ilustrat câteodată și câte o cărticică, am fost redactor și tehnoredactor la Opinia Fălticeneană, o publicație care a funcționat frumos vreo 20 de ani, dar care, din păcate, a dispărut. Și acolo asiguram nu numai tehnoredactarea, dar publicam tot felul de desene, de imagini acolo. Dar chemarea mea spre pictură, care înseamnă lucru mai elaborat, pentru asta eu am colindat mult cu rucsacul, cu scăunelul, cu mapa de desen și am lucrat mult la fața locului. Lucrări care au constituit după aceea motivul pe care l-am transpus pe pânză. Am practicat și puțin acuarela, da, mai puțin, însă
pictura de bază, de, în ulei, pe pânză, asta mi-a făcut cea mai mare plăcere. E, sigur că în ultima perioadă am putut lucra și mai mult, mai ales după ce activitățile mele cu caracter obștesc. La Nicugane, cât am fost acolo, vreo 7 ani, am fost director educativ. Mi-a răpit extraordinar de mult timp. Mereu eram solicitat la tot felul de activități din astea de propagandă vizuală, cum se chema, și mi-a răpit mult timp. Mi-am irosit tinerețea și capacitatea cea mai importantă. Atunci trebuia să reușesc să mă detașez. De geniu, în improvizație, chiar nu, dar puterea în natură, biologică a omului. Exact, atunci. Dar spuneam eu ceea străinul, căruia ești și datorăm faptul că avem o societate artelor plastice bucovinene, că avem un istoric al artelor bucovinene, spune că Dumnezeu ne se arată în fiecare clipă prin poezie, prin artă plastică și prin muzică. Grigore Elisei, care nu știa de Virgea Străinu, că a fost interzis data vreme, da, spune că în pictura dumneavoastră, dincolo de stilul incomparabil, muzica și poezia predomină. Da. Simți, ceea ce îți vorbește din pictura al Gabriel Baban, spunea Elisei, citesc cu aproximație, și sunt total de acord, este muzica și poezia. Pictura dumneavoastră și cântă și vizualizează. Ați fost o vreme și președintele filialei Suceava Artiștilor, da, Plastici Profesioniști. Asta, da, înseamnă o dublă recunoaștere. Da. Și din partea Breslei, celor care au făcut facultatea de arte plastice, și din partea colegilor care v-au ales președinte. Credeți că o diplomă de absolvire a artelor plastice te face obligatoriu pictor? Nu, nici într-un caz. Și profesionist înseamnă cel care trăiește din profesia lui. Da. Cum trăiește la otarul. Da, așa este. Sigur că da. Nu înseamnă profesionist numai simplu a diplomă pe care poate să o ai cineva. Opera înseamnă, sigur că da. Opera înseamnă marca. Cât lucrezi, ce spui acolo, și gradul de apreciere din partea specialiștilor, bineînțeles, întâi, dar și a publicului. E modul în care este recepționată lucrarea. Dacă o operă de artă nu reverberează, da, nu găsești altfel în fiecare privitor, că fiecare are propria lui capacitate de receptare. Altfel, deși e o infinitate de interpretări, dar dacă nu reverberează, înseamnă că e o operă de artă. Chiar dacă artistul a avut niște idei, da, nu se înțeleagă în fântâna aia de pildă din fața noastră, nu se înțeleagă fiecare același lucru, dar simte. Simte că acolo e ceva, e poezie, e muzică, e nostalgie, briza asupra timpului, când fond apa este... Da, e un simbol, fântâna, nu numai, dar Marie, numai construcția din Marie, și, Marie scrie în Sfântul Ioan Damaschin, înseamnă fântână, da, că se duc cei trei magi la împăratul Sirus, cel tânăr, și îi spune că Maria a luat în pânte. Cum a luat? Ira. Adică văzduhul. Luată mâine de cum să ia, că doar e moartă. Da. Zice, da, dar în reviat, numele ei este acum fântână, adică Maria, știți? Da. Deci, eternitatea, cosmosul, prin apă, e fântâna. Asta e una dintre simbolistici, dar sunt o puzdere de simbolistici pe care maniera de lucru și starea sufletească a autorului, a creatorului în momentul lucrului, da, categoric. Da, adică nu, nimeni nu spune o ștampilă că ești sau nu pictor, în afară de pictură, de propria opere. Da. Ori... scuzați că vă întreb. Nu, că... Însă în pictura abstractă, pe care mulți nu o înțeleg și nu-i la îndemâna,
Sigur, pictura abstractă are și căderi și ca peste tot, dar și acolo există suflet și acolo există modalități. Bine, există și manierism de multe ori. Da, e sigur că da, dar eu o apreciez, chiar dacă stilul meu nu are nimic cu abstracționismul, dar eu apreciez, pentru că acolo e o, categoric, o concepție. Domnul profesor, singura condiție este să demonstrezi că stăpânești meșteșugul. Păi asta e. Nichita Stănescu a scris o poezie abstractă, dar întâi a scris Andru plângând. Da. Nimic nu rămâne el însuși mai mult decât o foarte singură dată. Nu sunt vinovat că trăiesc într-o lume, într-una schimbată. Deci perfecțiune și ca rimă și ca idee și ca totul. Sigur. În momentul în care stăpânești pe meșteșugul și ai făcut proba, poți să te joci cum vrei, cu culorile și cu formele. Întâi într-o pictură trebuie să știi să compui, trebuie să știi desen. Să poți reproduce un pictor dacă... Exagerez, metamorfozez forma. Ați încercat poate să faci o copie după un tablou celebru pentru un prieten? Doar în adolescență. Nu? Da, da, ați încercat. Da, sigur că da, da, categoric. Am încercat, dar... Nu foarte mult, pentru că lucru după albumul de artă, pentru că altfel, altă posibilitate chiar nici nu aveam. Da. Studiez la Louvre, nu puteam să nici în țară. N-am avut unde să mă duc. Cum se face, de regulă, studiu după lucrare autentică. Dar, da, am făcut și... Dar puțin, foarte puțin. Mi-a fost și chiar de la început... inoculată ideea asta de să nu faci copii. Da, 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 era un exercițiu doar la adolescență. Exact, de pregătire, categoric. Da, da, da. Să, da. O să sune și dați, da, dați, luați-vă diploma. Da. Și cu diploma în mână, da, înmânată cu toată dragostea de Consiliul Județean Suceava, și am mărturii că chiar așa este cum vă spun. Am dovezi serioase că și președintele și vicepreședintele respectă teribil munca cărturarilor, da, creatorilor. Creatorilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru... Și aș vrea să transmiteți în final, că văd că cu dumneavoastră se poate discuta săptămâni întregi. Păi vedeți că da, nu numai pe mine. Dar în final, pentru că filmul este doar de, așa, da, o scurtă prezentare a autorului. Aș vrea să transmiteți un gând iubitorilor de artă, care sunt mulți în județul, da, nostru. Mulți, da, mulți. Da. Sigur că invitația de a colinda o galerie de artă este primul lucru și de a încerca să înțeleagă ceea ce a pus acolo autorul respectiv. Din păcate, acum e mai greu pentru că accesul într-o sală de expoziții e mai oricum limitat. Nu mai pot avea loc vernisaje de expoziții unde iubitorii de artă pot să afle mai multe lucruri despre creația în sine expusă, dar există și eu n-am să mă plâng, Doamne ferește, de cum unii se lamentează prea mult că nu este interes pentru arta plastică. Este interes din partea celor care au o sensibilitate deosebită, care au o pregătire, dacă cât nu de pot cât de să culturală cumpere... nu numai de când, da, e vorba și de comercializat. Dar spuneți-mi un lucru, mari, dar... sunt curios dacă dumneavoastră, da, ca viitor artist plastic, până era tânăr, eu intram pe vremea liceului în galeria de artă din Suceava, uneori nu era chiar nimeni, dar intram ca într-o catedrală, sfios, vorbeam în șoaptă dacă eram cu un coleg, vă se întâmpla la frumos. Frumos, ei, cum să nu? Păi da, impune orice... Deci, o galerie de artă artistic este o catedrală. Da, bine. Acolo trebuie să te închini. Să te... Sigur că... Să te spovedești. Sigur, să ai puterea să de interiorizare, ca să te poți concentra asupra ceea ce dacă vezi. Dacă în fond îți arată dumnezeirea, da, cum spunea Mircea Sărinu. Da, hei, sigur că... da, e un loc sacru, să zicem. Amintesc și eu de galeria de artă care era pe strada principală în Suceava și care găzduia expoziții de calitate. Dar și era frumoasă, mare, da, în păcate, în Suceava noi am rămas cu
suprafață micuț, înjumătățit, că inițial o primisem mai mare. Eu am avut chiar norocul, să zicem așa, să îmi aduc aportul la definitivarea spațiului respectiv. Cei 7 ani ca președinte au fost marcați și de îmbunătățirea condițiilor de vizionare, cu termopanul de la intrare, cu mozaic și lumină mai adecvată, dar na, ar fi fost mult mai util un spațiu mai mare acolo. Ce propice pentru expunere. Era posibilitate, dar asta este, nici nu mai putem. Deși eu am văzut în străinătate, în multe orașe, galerii la fel de mici, însă pentru o expoziție de grup, o expoziție tematică, un concurs, nu mai spun, e necesar o suprafață mult mai mare și condiții mult mai adecvate pentru expunere și ca luminozitate, dar este bucățica de, mă rog, de catedrală, cum spunea dumneavoastră, în care să mai pot întâmpla niște lucruri. Da. Deci, din catedrala, bucățica de catedrală numită atelierul pictorului Gabriel Baban, transmitem mulțumirile noastre pentru găzduire, pentru dialog și promit că vom colabora mult mai des în viitor decât am mai colaborat, că peste tot și cu muzica veche și cu muzica folk, promit. Și eu vă mulțumim pentru găzduire. Și eu vă mulțumesc pentru că întotdeauna e o mare bucurie să vină cineva în atelier la mine. Chiar dacă, de regulă, atelierul este un loc de intimitate, dar consider că este și un loc în care se poate comunica cu cei care iubesc domeniul artistic vizual, în primul rând, și nu numai vizual, dar în primul rând vizual, că asta e ceea ce fac eu. Și vă mulțumesc pentru sprijin, pentru onoarea de a mâna diploma aceasta și semnul de apreciere pe care l-ați manifestat. E decizia Consiliului Județean, de altfel e semnată. Bine, dar pentru asta a fost nevoie de inițiativa cuiva. Da, bine, și doar asta e rolul nostru, să slujim cultura, nu să ne lăsruim cu ea. Da. Mulțumim, domnule. Cu drag.